Am avut discuții cu Ministerul Mediului, că este ministerul care reglementează vânatul pe zona asta, și la 15 mai, pentru că se va înceta starea de urgență, se vor putea permite vânătorile exclusiv la mistreți, pentru a reduce populația de mistreți la 0,5 mistreți pe kilometru pătrat. Lucrul ăsta sigur că vine cu o întârziere și avem foarte mulți agricultori care sunt nemulțumiți de faptul că nu s-a putut interveni mult mai rapid, dar eu spun că din 15 cu siguranță lucrul ăsta se va întâmpla și îmi cer scuze în fața celor care ne privesc și care sigur că așteptau mult mai devreme să se acționeze. Situația a impus-o de natura asta, datorită restricțiilor de circulație, să nu putem să dăm drumul la vânătoare mai devreme de 15 mai, și nu vorbim de o vânătoare de hobby aici, ci vorbim de o vânătoare pentru a reduce populația de mistreți, care fac într-adevăr pagube însemnate agricultorilor. Eu personal am văzut cum porcul mistreț o ia pe rândul de porumb semănat și se oprește la capătul solei. Practic, pagubele sunt de 100% acolo unde mistreții intră și distrug cultura.